Prieteni, bine v-am găsit, prieteni, dar nu stă telefonul iar bine și trebuie iar să vorbesc mai tare, că am telefonul la îndepărtare. Țară, nu da pe tine acolo. Ia stați un pic, prieteni. Așa. A, nu mi se vede capul. Prieteni, mi-a venit piața acasă și mi-am cumpărat roșii bio de ăștia pentru Sara, castraveți buni, să mănâncă copiii, ia uitați, de la fraveți. Sunt ele micuțe roșiile, dar sunt de la bune bio. Și ardei iute, și ardei grasă mănâncă Sara. Unde ești, fată? Da. Ceapă roșie că avea femeia, să avem acolo. Și uitați, prieteni, ce mi-am luat. Verdeață, prieteni. Ia uitați câtă verdeață am luat. Mamă, ce frumos miroase. Vreau să toc să pun la ladă, prieteni. Da. Și am luat și niște fasolică de asta păstăi. Să ne facem ciorbiță. Da, Sara? Vrei să facem ciorbă? Sau nu? Ia că fac și eu ca babele după cur. Mai avea femeia doar două pungi. Și am zis-o eu că nu... Că o dă și... Se termină fasolea asta păstăi și am zis să mai mâncăm și noi, prieteni. Prieteni, noi ne facem așa mâncare, nu că vă arăt eu rețete speciale sau că sunt eu cine sunt eu. Nu, noi doar să, na. Nu că știu eu rețete speciale sau că... Eu gătesc și eu cum știu, vă arăt și eu. Ce pot pe aici, cu copiii mei, mă mâncă nasul. Prieteneam carne de oaie și vreau să ne facem ciorbiță. Dacă așa gătesc țiganii. Așa sunt țigani. Mâncare, acolo. Sara mănâncă roșii, prieteni, după camera, acolo. Sumasă. Da, sumasă. Maria, soacră mea, este plecată, ca de obicei. Eu sunt cu copiii acasă. Da. Dacă nu era Săruca mea, eu nu știu ce mă făceam. Dacă nu era fata mea lângă mine. Că fără ea nu am aer. Nu, Sară? Ia zi și tu o vorbă. Zi și tu, fată, o vorbă. Ce făcuși? Ceap Sara și... Nu știu ce e cu ea. Da. Nu vrea să stea și o țin pe aici, pe lângă mine. Da, mami, că trebuie să facem mâncare, să păpăm. Ne trebuie papa.
Papa! Ai ok, ce limbă vorbești acolo? În ce limbă vorbești tu? Hai! Da! Hai să te pun aici și iau eu alt scaun. Ia asta. Sau te pun din coace. Da, facem și eu ca babele. Aici. Bine, dar să nu-mi arunci, da? Stai, fată, că poate e caz. Stai, mă! Da, și să revenim. Așa eu mi-am stat întotdeauna acasă, prieteni. Nu, că nu ai voie! Nu ai voie tu cu cuțitul! Nu! Te văd prietenii acolo! Ce vârte! Ia dă-mă pupă, ia! Iată cum se preface prietenii! Eu și Sara stăm acasă și facem mâncare pentru tati! Hai! Ho! Nu mi-arunca fasolea, că vezi că n-au, nu e! Să facem papa. Caz, caz. Fata, caz. Ia. Ia, ia, dar tu caz. Ia, ia, ia. Nu uite, nebunești prietenii aici. Uite, uite. Să râd prietenii de tine, uite, uite. Să te vadă prietenii. Hai zi, ia scrie tu aici 1-4, ia. A, stai un pic, stai, că tu trebuie, tu faci cu lingura, hai. Uite, uite, tu faci așa cu asta, da? Hai, hai, cum facem oameni. Așa. Gata, prieteni. Mă înșelai, gata. Îi dă de lingură. Așa, bravo. Ia uitați, prieteni, fata mea gătește. Doamne, doamne, doamne. Ia, cum te rogi tu la doamne, doamne? Ia spune. Ia pe. Doamne. Ia pe, doamne, doamne. Doamne, doamne. Ia zic, poate că. Hai. Așa, stai tu acolo cu minte. Vezi cum cădeți? Vezi? Vezi? Vezi dacă eu zic că tu ești amețită. Gata, uite aici. Hai că nu mai fac nimic, prieteni, nici nu mai gătesc. Gata, Sara, nu-i de treabă cu ea. Prieteni, cine a venit să ne jurizează mâncarea? Da, să vedem dacă e bună. M-a invitat Maria, m-a sunat. Da. Maria? Când te-a invitat Maria? Maria imediat a sunat și mi-a zis din o coacă, făcut nora, cum îți place ție. Prieteni, mai înainte vă poate și că Maria n-a fost acasă. Maria, cum veni? A venit, dar și mă sună. Să mănâncă fata ei. Să mănâncă fata ei, prieteni. Cum nata mea, cum e TikTok-ul ăla, Leo, nu ne-ai făcut și nouă TikTok-ul ăla. Hai, gata, hai, hai, iau, tu, nu mă hai. Nu mă n-ai lăsat cu ce voi. Sara, așa faci gălăjie aici. Ce zici? Așa zici. Asta va fi ea. Să duc și eu de viața asta, să duc și eu la ladă. Bine, face? Hai, du-te înapoi. Și noi ardei, mănânci ardei? Nu, ia să-l un pic așa.
Strângele, hai strângele. Să mă încep cu tău, că te duc la bucătărul, nu-l fură nimeni, nu-l ia nimeni. Am treabă, lumină. E în siguranță acasă. E în siguranță. Aaa, te grăbi să pleci undeva. Ne ducem undeva, e... E surpriză și e... Nu spunem. E surpriză? Da, trebuie să spună bucătarul unde ne ducem. Nu spunem. Spun eu cum face el. Nu, nu. Spun. E surpriză. Prieten, după la ce... După ce pleacă cu tunița, o să vă spune unde o să pleacă. Aleu, mănâncă și tu. Uite cât e verdeață, pusă și tu, nu să vede. Nu, de nu ce? E. E căsura asta ciorbă. Amă, că nu e așa fierbinte, doar frige. Hai, nu mănânci. Cu tunița, cu mănânca, cu ciorbă, că noi mâncare cu carne. Sare, hai să fac și tu. Bă, gândi, ce carne e. A, Sara, așa faci tu gălăjie când vine musafirii la tine. Așa faci ea, ca să alungă. Ca să plecă mai repede, a? Abia culesă-i fasolea cu ea, uite, să te uiți pe filmare, cum pică în cap. Vă Bă, Maria, fă și ea pe la fata, pe la Verdeană, n-a fost acasă, că eu o dus ea acolo, lăsa-i acolo și după aia o adusă soră mea la... Da, bam, n-a putut să mă dorbeze. Fă, Leo, uite, nu luai mangale din colo acasă. Da, da, niște roșii, pe sâra, niște adie vine din roșiniță. Prinde pe tine, prinde-l! Cred că și-o lasă, David. Lasă-o, prinde-l. David, lua-l. Zara, ce așa mă doare capul, mai încet. Știi că cu tuița întotdeauna îl doare capul. Adel, du-te acolo, înapoi. Eu, cade, eu, eu. Hai, prinde. Eu băgai cartul pentru Sara, cu tine, că dar nu se băgă. Nu se vede. Arunc-o, cum? Nu se vede eu? Sau nu mă văd eu? Nu A, păcuturița nu, e pe plecare să fugă. Bă, eu mă gândesc, știi ce mă gândesc la acum? Mănânc foarte repede ca să... Că poate am de bucătarul mâncătoare. Dacă stau numai aici și eu am treabă. Da, mi ajută! Cum, Doamne ajută, că... Să-ți rupe bucătarul mâncătoarea. A, nu, nu, nu. Așa zicem noi vorba lui Ion. Cum zice Ion? Po. Ion zice. Uleu, că faci gălăjie aici pe filmare. Lasă să se joacă. Nu vezi că cu mine se joacă. Iar ai cu cine se joacă. Eu nu mai mănânc acum, mâncați voi. Eu mâncai. Mă știu că era foarte bună, Lumina, ai făcut-o... O ciorbiță de fasole verde, prieteni, adică foarte bună. Eu când zicea tata tău. Cum zicea tata, adevărat. Și el când venea, te ținea cu forța, abia stăteai și fugi. Da, păi da. Hai că plec, hai că plec, tot așa făceai când era și tata, hai că plec, hai că plec. Venea el la mine, stătea. Mergem în piscină. Unde nu făceam... Hai de Leo, te bagi în piscină! O mai băgat, dar nu cu cine? Pu, hai, cu Sara! Cu Sara asta e mică, nu poți să o bagi pe ea în piscină, că te neacă. Te neacă. E și mâncare bine, că de ce nu mi-ai dat farfuria să îți dai de pomană pentru ta? Vezi, ai uitat! E foarte bună ce-o să vedem plăcunul ăla. Da, plăcunul ăla, da. Adică eu... Care îl trimis lui Cătălin, dar îmi dai... Da, arunca. Gata, mamă, eu vă mulțumesc pentru masă, dar eu când mă grăbesc, că mă așteaptă Cătălin să ne schimbăm, să ne mai mâncăm. Revenim, prieteni. Să tocăm și noi verdeața. Ce faci? Ce să punem verdeața asta, mamă, am spălat-o, prieteni. Da? Da, am lăsat aici la uscat. Să vedem ce pungi avem, mamă. Să o tocăm. Lași și plastea. Cozile. Să caut. Ui. Să fac mai mici și puiul ăsta, vă iei o pungiță mică. Da. Să nu iei punga mai și e mâine și ia pe el.
prieteni. Mai fine dacă pe răcoare, am culcat-o pe Sara, pe Năzdrăvana, am gătit astăzi, a venit și cutunița pe la noi. Și să pun verdeața asta la lată, prieteni. Și două de țelină, dar asta le pun separat. Nu le amestec. Am vorbit cu femeia de săptămâna trecută de mi-a oprit-o. Ce face mama Sara? Acolo. Da, prieteni, lemnele tot nu găsărăm om să le capăm, să le tăiem. Este omul acela la... unde are lemne acolo de tăiat multe și când o să termină, să vină să ne le taie și nouă. Prieteni, dacă nu avem verdeață, mie nu-mi place mâncare. Mie chiar că nu-mi place să o mânc în mâncare, dar îmi place să vad așa frumos. Fără verdeață, parcă n-are mâncarea culoare. Da, prieteni, o să o toc așa măruntă și o pun un punguțe mici și ne luăm de acolo la iarnă, prieteni. Da. Prieteni, ce să vă mai povestesc, așa vă arăt eu viața mea zi de zi, de acasă, cu copii, cu treburile casnice. Eu vă mulțumesc frumos că mă vizionați în continuare, că îmi sunteți alături, că mă comentați acolo frumos. Eu vă mulțumesc și mai revenim mâine, prieteni. La revedere!